Lecția 71. Numai planul dumnezeiesc de mântuire va funcționa. S-ar putea să nu-ți dai seama că Eul a stabilit un plan de mântuire opus celui dumnezeiesc. Tocmai în acest plan crezi tu. Deoarece este opusul celui dumnezeiesc, mai crezi și că a acceptat planul lui Dumnezeu în locul celui oferit de Eu înseamnă să te osândești la chinurile iadului. Sună absurd, firește. Dar, după ce vom examina în ce anume constă planul eului, poate vei realiza că, oricât de absurd ar fi, chiar crezi în el. Planul de mântuire al eului se axează pe resentimente. El susține că, dacă altcineva ar vorbi sau s-ar purta altfel, dacă s-ar schimba unele împrejurări sau întâmplări exterioare, ai fi mântuit. Așa că sursa mântuirii e constant percepută în afara ta. Fiecare resentiment pe care îl ai este o declarație și o afirmație în care crezi, care spune: dacă asta ar fi altfel, aș fi mântuit. Ceri astfel schimbarea mentalității necesară mântuirii de la toți și de la toate, dar nu și de la tine. Prin urmare, rolul desemnat propriei tale minți în cadrul acestui plan este pur și simplu acela de a determina ce anume, în afara ei înseși, trebuie să se schimbe dacă e să fi mântuit. Potrivit acestui plan de ment, se acceptă orice sursă percepută de mântuire atât timp cât nu va funcționa. Lucrul acesta garantează continuarea căutării nefructuoase, căci persistă iluzia că, deși speranțele ți-au fost mereu înșelate, mai ai încă motive să speri în alte locuri și în alte lucruri. O altă persoană îți va servi poate mai bine, o altă situație îți va oferi poate succes. Iată planul eului pentru mântuirea ta. Sigur poți să vezi cât de bine se potrivește cu doctrina de bază a eului. Caută, dar nu afla. Căci ce ți-ar putea garanta mai sigur că nu vei afla mântuirea decât canalizarea tuturor eforturilor tale în căutarea ei unde nu este? Planul Dumnezeu de mântuire funcționează tocmai pentru că, sub îndrumarea lui, cauți mântuirea acolo unde este, dar, dacă e să reușești, după cum îți promite Dumnezeu că vei reuși, trebuie să fii dispus să cauți doar acolo. Altfel, scopul tău e împărțit și vei încerca să urmezi două planuri de mântuire care sunt diametral opuse în toate privințele. Rezultatul nu poate aduce decât confuzie, nefericire și un sentiment profund de disperare și eșec. Cum poți să scapi de toate acestea? Foarte simplu! Ideea de azi îți dă răspunsul. Numai planul Dumnezeu de mântuire va funcționa. Nu poate să existe niciun conflict real în această privință, pentru că nu există nicio alternativă posibilă la planul lui Dumnezeu care să te mântuiască. Planul lui e singurul plan cu un rezultat cert. Planul lui e singurul plan care trebuie să reușească. Să exersăm astăzi recunoașterea acestei certitudini și să ne bucurăm că există un răspuns la un conflict ce pare fără rezolvare. Lui Dumnezeu, toate îi sunt cu putință. Mântuirea trebuie să fie a ta, datorită planului său, care nu poate eșua. Începe cele două intervale practice mai lungi de azi, gândindu-te la ideea de astăzi și dându-ți seama că e formată din două părți, fiecare contribuind în mod egal la întreg planul lui Dumnezeu pentru mântuirea ta va funcționa, iar alte planuri nu vor funcționa. Nu te lăsa pradă de depresiei sau mâniei la cea de-a doua parte a afirmației care e inerentă în cea din tâi. Și în cea din tâi stă de plina ta eliberare de toate încercările tale de mente și de toate proiectele tale nebunești de a te elibera. Ele te-au dus la depresie și la mânie, dar planul lui Dumnezeu va reuși și te va duce la eliberare și la bucurie. Amintindu-ne toate acestea, să petrecem restul intervalurilor practice mai lungi, cerându-i lui Dumnezeu să ne dezvăluie planul său. întreabă foarte concret. Ce ai vrea să fac? Unde ai vrea să merg? Ce ai vrea să spun? Și cui? Lasă în seama lui restul intervalului practic și lasă-l să îți spună ce ai de făcut în cadrul planului său de mântuire a ta. Îți va răspunde pe măsura disponibilității tale de a-i auzi vocea. Nu refuza să auzi. Însuși faptul că faci exercițiile dovedește că ești cât de cât dispus să asculți. E de ajuns pentru a stabili dreptul la răspunsul lui Dumnezeu. În intervalele practice mai scurte, spuneți deseori că planul de mântuire al lui Dumnezeu și numai planul lui va funcționa. Fii atent astăzi la toate tentațiile de a avea resentimente și răspundele cu forma următoare a ideii de azi. Resentimentele sunt opusul planului dumnezeiesc de mântuire și numai planul lui va funcționa. Încearcă să îți amintești ideea de astăzi de 6-7 ori pe oră. Nu poate să existe un mod mai bun de a petrece o jumătate de minut sau mai puțin decât acela de a-ți aminti sursa mântuirii tale și de a o vedea acolo unde este.